Prefectul județului Lucian Goga spune că în ceea ce privește pregătirile necesare alegerilor locale care vor avea loc în data de 5 iunie s-au respectat toți pașii care se impun. Instituțiile competente respectând în tocmai calendarul electoral. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc testarea sistemului informatic. Prima testare pentru că mai urmează două. Deci operatorii vor fi prezenți în secțiile de vot, vor introduce date pentru a vedea în, pentru a fi transmise în server și a vedea dacă sistemul funcționează, așa cum am spus. Sperăm ca acest sistem să funcționeze. Dacă nu, eventualele, eventualele deficiențe vor fi remediate până în data de 5 iunie. Sistemul trebuie să fie funcțional. Tipărirea buletinelor de vot este în curs. Avem bugetul necesar. Avem operatori suficienți. Verificări premergătoare alegerilor se efectuează pentru identificarea eventualelor erori de sistem și soluționarea acestora pentru evitarea incidentelor în momentul în care alegătorii se îndreaptă spre urne.